O oh, ce întrebare bună, nu e așa? Dar tu, tu pentru ce ești mulțumitor astăzi? Pe când copiii noștri erau adolescenți, am plecat împreună cu soția pentru câteva zile, am lăsat, cred eu, singuri. Mă rog, se descurcau destul de bine. Era o zi de toamnă, ca și astăzi. Când am ajuns acasă, primul lucru pe care eu l-am observat în momentul în care am deschis poarta era faptul că curtea era plină de frunze. Toți copiii mei erau în ușă, ne așteptau și eu, ce credeți că am făcut? Nici măcar frunzele astea n-ați fost în stare să le strângeți. După care Flavius, cel mai mare dintre ei, mi-a făcut așa semn. Tată, zice, trăim toți trei. Suntem în viață. Nu s-a întâmplat nimic rău cu noi cât ați fost plecați wow, a trebuit să mă pocăiesc acolo în acel moment, pentru că, din păcate, eu eram foarte orientat spre alte lucruri și pierdeam din vedere o mare binecuvântare pe care o aveam în fața mea. Tu pentru ce ești mulțumitor? În general, găsim întotdeauna ceea ce proiectăm. Este o poveste care zice că odată un bărbat ședea la intrarea unei cetăți în Orientul Mijlociu și la un moment dat un tânăr se apropie și îl întreabă Auzi, n-am mai fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii cetății acesteia? Bătrânul îi răspunde cu o întrebare. Dar locuitorii locurilor de pe unde vii tu, cum erau? Au, oh, zice, erau egoiști, răi, de aceea mă bucur foarte mult că am plecat de acolo. Care bătrânul zice, exact așa sunt oamenii de la noi. Puțin după aceea, un alt tânăr se apropie și bătrânul primește din partea lui aceeași întrebare. Abia am sosit în acest ținut, cum sunt locuitorii acestei cetăți? Și omul, ca și prima dată, răspunde cu o întrebare. Dar locuitorii cetății, de unde vii tu, cum erau? Oh, erau oameni buni, mărinimoși, primitori, cinstiți. Aveam așa de mulți prieteni acolo, îmi pare atât de rău că i-am părăsit. Ei bine, zice bătrânul, așa sunt și locuitorii acestei cetăți. Un negustor care era prin preajmă se apropie și îl întreabă, nu înțeleg doi oameni diferiți îți adresează aceeași întrebare și tu le răspunzi total diferit. Cum poți să dai astfel de răspunsuri? Fiule, fiecare își poartă lumea în propria ei inimă. Cel care nu a găsit nimic bun în trecut, nu va găsi nici de acum încolo. Din potrivă, cel care în viață a cultivat relații, prietenii, a cultivat bunătatea, va avea parte de ele. Pentru că, vezi tu, oamenii sunt, nu sunt altceva decât ceea ce știm noi găsi în ei. Și dați-mi voie să vă întreb pe dumneavoastră, lumea din orașul, cartierul, localitatea dumneavoastră, cum sunt? Acum știu, pot anticipa răspunsul, nu așa? Dar dacă povestea asta nu ar fi fost spusă, ce ați fi spus despre relațiile dumneavoastră trecute? Ei bine, în această zi, în comunitatea noastră, noi vrem să celebrăm, într-un mod aparte, ziua mulțumirii. Sigur că asta nu e singura duminică, singura zi în care noi suntem mulțumitori, dar astăzi suntem foarte intenționali în a exprima mulțumirea noastră. Aș vrea să spun trei lucruri mari în această zi. Primul, ingratitudinea. Este primul pas spre îndepărtarea de Dumnezeu. Dumneavoastră știți cum arată o persoană ingrată, da? E în permanență nemulțumit, nu e recunoscător, trăiește ca și cum îi se cuvin toate lucrurile. Nu prea îți face plăcere să stai lângă o persoană ingrată, nu e așa? Dar iată ce spune Biblia. Dacă aveți cuvântul lui Dumnezeu, scriptura la dumneavoastră, vă invit să deschideți la Roman. Epistola apostolului Pavel către romani, capitolul 1, și de aici aș vrea să citesc pentru început doar versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a Întunecat. Nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Și urmează consecințele acestei stări. Vedeți, noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În adâncul ființei noastre, Dumnezeu a așezat tânjirea profundă după împlinire, după pace. Dar a fost un moment în care omul alege să întoarcă spatele lui Dumnezeu și a cultivat nemulțumirea și apoi a pierdut toată starea aceea în care Dumnezeu l-a creat și de acolo urmează o viață în care omul trăiește în păcat. Cum s-a ajuns aici? Cum este posibil oare ca în lumea asta în care noi trăim să fie atâta nemulțumire? Și câteodată chiar și în sufletele noastre. Cum s-a ajuns la această decădere? Mă întorc la versetul pe care tocmai l-am citit, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Și asta îmi spune mie că orice om de sub soare, necontând zona geografică sau uh, timpul în istorie în care a trăit, a avut într-un fel sau altul parte de ceea ce se numește revelația generală, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Iată cum ne descrie Biblia, tot aici în roman, tot același apostol Pavel, această cunoaștere de care are parte orice om de sub soare. Roman, capitolul 1, versetele 19 și 20. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile lui, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot desvinovăți. A Dumnezeu vine să ne spună că există o revelație generală pe care o vezi în creație. Doar trebuie să îți deschizi ochii și să privești la acest macrocosmos, la univers sau poate la microcosmos. Și Pavel vine și afirmă că de la început omul a văzut toate acestea. A văzut însușirile lui Dumnezeu. Iată cum descrie David, poetul, împăratul lui Israel, în Psalmul 19, versetele 1 până la 4, cerurile. Creația, universul, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor, imensitatea lor, vorbește lucrarea mâinilor, vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alte acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. După acest pasaj, existența lui Dumnezeu poate fi văzută clar prin observarea Universului. Universul, în toată complexitatea lui, în toată minunăția lui, vorbește despre existența unui Creator puternic, glorios. De exemplu, când te uiți la ordinea și în același timp complexitatea lumii naturale, la structura cosmosului, atât cât avem noi acces să o cunoaștem la frumusețea naturii, la ciclurile vieții, la diversitatea creaturilor toate indică spre o inteligență superioară, o forță creatoare, o minte sclipitoare și acesta este Dumnezeu. Observand, observând creația, oamenii pot percepe ceva din mărăția din caracterul lui Dumnezeu. Iată l pe Alben Einstein, care spune așa. Oricine este serios angajat în cercetarea științei, devine convins că legile, naturale, legile naturii manifestă existența unui spirit. Cu mult superior celui al oamenilor și față de care noi, cu puterile noastre modeste, trebuie să ne smerim. Einstein n-a fost teolog, după cum bine știți, dar el vine și ne spune că atunci când te uiți cu atenție, cu băgare de seamă, la această lume, trebuie să realizezi că există ceva ce îi mai înalt decât putem noi înțelege, un spirit îl numește el, mult superior celui al oamenilor. Și acela zice el a creat Universul. Einstein are dreptate. Oricine poate vedea lucrul acesta, mai ales dacă te-ai aplecat spre știință. Spre exemplu, când te uiți la ceva din ADN-ul nostru, care a fost construit într-o complexitate care depășește cel mai sofisticat program de calculator care poate exista vreodată în lume. N-ar fi putut apărea nimic din această complexitate la întâmplare. Este evident că Dumnezeu ne-a proiectat cu un scop. Așa ne spune el aici, în cartea Romani, în capitolul 1. Ceea ce se cunoaște despre Dumnezeu este evident pentru oricine. Așa se face că în orice cultură, în orice ungher al lumii noastre, în cea mai îndepărtată insulă, în cel mai îndepărtat colț al pământului, când faci cercetări arheologice, vei descoperi că oamenii, într-un fel sau altul, s-au închinat, au venerat ceva, un zeu, fiecare, fără excepție. De ce oare acest lucru? Pentru că... Oricine are puterea să se uite, să zicem, la ADN-ul nostru, la creația din jurul nostru, mai devreme sau mai târziu, va trebui să exclame: Există o minte înțeleaptă care depășește puterea mea de a pricepe lucrurile. Dar Dumnezeu care s-a făcut cunoscut tuturor oamenilor în cadrul acestei revelații generale, nu doar în creație ni s-a descoperit, ci și în conștiința umană și în legile morale universale. Ideea de bine și rău, de dreptate și nedreptate, toate astea sunt adânc înrădăcinate în conștiința umană și ele vin să ne vorbească despre Dumnezeu. Din antichitate și până astăzi, majoritatea culturilor și religiilor lumii au dezvoltat un mod similar de a înțelege moralitatea, care reflectă că, de fapt, ea vine dintr-o sursă superioară. Această lege morală pe care Dumnezeu a așezat-o în conștiința umană vine să ne vorbească despre caracterul său. Dar, Revelația generală poți să o vezi atunci când te uiți în istorie, la anumite fapte și evenimente. Istoria lumii întregi se desfășoară în căușul palmei lui Dumnezeu. Dar evenimentele care au avut loc de-a lungul timpului, apariția, dezvoltarea imperiilor, culturilor, civilizațiilor și apoi prăbușirea lor, vin să ne vorbească de faptul că cineva este în control. Gândiți-vă, spre exemplu, la una din predicile pe care le ține Pavel în Atena, unde are o audiență foarte sofisticată, filozofii lumii de atunci, și el vine și le spune, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, că Dumnezeu a așezat pentru popoare anumite vremuri și anumite hotare. Iar Daniel are parte de o revelație, de fapt, el interpretează visul lui Nabucodonosor sau Nebucadnețar și explică cum vor curge imperiile unul după altul, începând cu Imperiul Babilonian, cel pe care îl reprezenta Nabucodonosor. Ei bine, când te uiți la istoria lumii și când înțelegi modul în care Dumnezeu o orchestrează, toate astea te vor determina să realizezi că cineva mai mare, superior nouă, este în control. Revelația generală este accesibilă tuturor oamenilor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei înșeși. Da, Dumnezeu a făcut o mărturie deschisă pe care ne-o dă fiecăruia dintre noi. Așa se face că această revelație generală este imparțială, este universală. Revelația generală lasă omenirea fără scuze. Pavel concluzionează spunând, nu se pot dezvinovăți. Deoarece fiecare ființă umană, având o conștiință și o capacitate de percepere, poate discerne în mod natural ceva din măreția lui Dumnezeu. Și atunci când oamenii aleg să -l... Să nu-i mulțumească lui Dumnezeu, să-l ignore, să-i întoarcă spatele. Ei se așează pe drumul acela care îi îndepărtează de Dumnezeu. În concluzie, în Romani 1, de la 19 la 20, Biblia susține că fiecare persoană beneficiază de o mărturie evidentă a existenței și caracterului lui Dumnezeu prin creație, conștiință și istorie. Și problema este de fapt în versetul 21, pe care am citit o deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, deși percep că trebuie să existe cineva în spatele acestei creații ce a făcut omul. Nu l-a onorat pe Dumnezeu, nu-i-au nu i nu i a mulțumit. Și aici nemulțumirea, ingratitudinea noastră este primul pas care ne depărtează de Dumnezeu. Și uitați-vă la consecințe. Dacă aveți Biblia deschisă la Roman, capitolul 1, prima consecință, idolatria. Versetele 21 până la 23. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte în inima lor și inima lor fără pricepere s-a întunecat s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Dacă vreodată vă întrebați unde este rădăcina tuturor religiilor păgâne din lumea aceasta, aici este, în nemulțumirea pe care omul a avut-o în relația lui cu Dumnezeu. Cea de-a doua consecință a ingratitudinii, a nemulțumirii omului față de Dumnezeu, impuritatea morală. Versetele 24 și 25. De aceea, foarte interesantă expresia pe care o folosește Pavel, Dumnezeu i-a lăsat. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor așa că își cinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii creației în loc făcătorului, creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. A treia consecință. Versetele 26 și 27. Pasiuni dezonorabile. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au oprins în poftele lor unui pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și consecințele continuă, versetul 28 până la 32 decaderea de socială și fiindcă n-au încuvințat să-L aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minților corupte ca să facă lucruri ce nu se cuvin. Sunt plini de orice fel de nedreptate, de nelegiuire, de lăcomie, de răutate. Sunt plini de invidie, de ucidere, ceartă, înșelătorie, sunt dușmănoși, șoptitori, bârfitori, îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, necugetați, nu-și țin promisiunile, sunt fără afecțiune, nemiloși. Și deși cunosc hotărârea lui Dumnezeu, potrivit căreia cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci îi și încuvințează pe cei ce le înfăptuiesc. Vreau să vă întreb, putea fi o descriere mai fidelă a lumii în care noi trăim decât cuvintele astea prezentate de Pavel? Nu aveți impresia că Pavel a trăit în secolul 21? Dar uitați-vă dumneavoastră că Imperiul Roman Practică toate astea și nu doar la ei, ci peste tot. Și toate, și toate acestea, pentru că omul nu i-a mulțumit lui Dumnezeu. Uitați-vă încă o dată la rezumatul acestor rezultate. Versetul 23. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Uitați-vă la religiile lumii. Cât puteți dumneavoastră să le cunoașteți? Și o să constatați acest mare adevăr. A doua consecință. Și asta e partea interesantă. Versetul 24. Dum Dumnezeu i-a lăsat eu cred că nu este nimic mai tragic pentru om decât atunci când Dumnezeu îl abandonează, îl lasă în propriile lui porniri. I-a lăsat pradă necurăției. Versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Și asta se face că omul care a avut parte de revelația lui Dumnezeu i-a întors spatele prin nemulțumire și trăiește în această societate fără Dumnezeu, suportând consecințele alegerii lui. O privire mai atentă la versetul 21. Îl recitesc în speranța că unii dintre dumneavoastră chiar o să-l memorați, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Citesc acum din traducerea neterenoa, traducerea în limba română. Fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit și astfel gândirea lor a devenit fără folos iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, s-au dedat gândirilor de șarte și astfel gândirea a devenit fără folos, iar inima omului fără pricepere s-a întunecat. Problema umanității nu este lipsa cunoașterii. Cea mai gravă problemă este ignorarea cunoașterii pe care deja o avem. Adevărul întotdeauna cere un răspuns. Nimeni, absolut nimeni, nu poate fi neutru față de lumea spirituală. Ori refuzăm să-l glorificăm pe Dumnezeu sau să-i mulțumim lui Dumnezeu sau... Să ne întoarcem cu inima spre El. Este important să ne amintim scopul final al lui Dumnezeu atunci când ne-a creat pe noi oamenii după chipul și asemănarea Sa. În primul rând, ne-a creat ca să-L glorificăm pe Dumnezeu și să rămânem veșnic în prezența Sa. Da? Așa cum am amintit, adevărul cere un răspuns. Adevărul despre Dumnezeu cere ca noi să ne încredem în El, să-L glorificăm, pentru că el este creatorul nostru. Noi locuim aici, la Dunăre, avem un șantier naval, o parte dintre dumneavoastră lucrați acolo sau ați lucrat. Vreau să vă ipotetic, să vă aduc în atenția dumneavoastră următoarea situație. Să presupunem că un vapor ar putea comunica și ne-ar spune, mă simt foarte limitat. Mă țineți numai în apă, manevrabilitatea este relativ mică. Aș vrea și eu să fiu ca un camion, să fiu pe uscat, să fiu pe șosele, să mă mișc în intersecții, să decid să o iau la dreapta sau la strânga sau oriunde în altă parte. Și în momentul în care vasul acela îl scos din apă și să presupune că l-ai putea pune pe o autostradă, da? Și îi spune, din acest moment ești liber. Poți să faci ce vrei. Ce se întâmplă cu vaporul respectiv? El nu a fost proiectat pentru așa ceva. Când pe planșeta celor câțiva ingineri navalești care sunteți pe aici ați spus un vapor niciodată nu v-ați gândit că vaporul acela ar trebui să meargă pe uscat. A spornit de la premiza că există acolo niște forțe ale apei care vor favoriza într-un fel sau altul modul în care se deplasează și de acolo și forma pe care a dat-o vaporului. Dar vedeți, noi oamenii spunem cam așa, a crede în Dumnezeu, a participa la viața spirituală a unei biserici este o limitare a vieții. Viața trebuie trăită plenar. Așa ne vorbește Biblia despre un tată care a avut doi fii, și unul dintre ei, mai tânăr, în perioada adolescenței, când na, nu toate lucrurile le pot stăpâni, vrea să trăiască viața liber. Îi cere partea de avere de la tatăl său în timp ce ăsta este în viață, ca să meargă și să o risipească cu femeile ușuratice și cât a avut bani, a avut prieteni, ca în cele din urmă să îi epuizeze și să ajungă porcar. Și în timp ce hainele sunt rupte și miroase pe cum E mirosul din cotețul porcilor? E răvășit? Începe să-și pună întrebări grele de ce există? ăsta e scopul vieții? Să trăiesc împreună cu porcii? Și acolo, în mintea acestui bărbat, care ne reprezintă pe noi oamenii care am întors spatele lui Dumnezeu prin nemulțumire, apare această dorință de a face ceva ca ființa lui să fie într-adevăr împlinită, să trăiască pentru ceea ce Dumnezeu l-a creat. El a crezut, cum mulți dintre noi credem, că libertatea ne va da împlinire. Când poți face orice, când nu trebuie să dai socoteală pentru absolut nimic, atunci vei fi tu însuți. Și asta produce robie, asta produce neîmplinire. Și oare trebuie să vă descriu eu câtă neîmplinire este în societatea noastră? Oriunde te duci, în orice mediu, cu orice mediu cu care interacționezi, găsești durere exprimată într-un fel sau altul. Dar fiul risipitor își aduce aminte ceva, se întâmplă la nivelul minții lui, metanoia, acasă la tata. Argații mănâncă pâine, eu nici măcar ce mănâncă porci nu am. Și ea o decizie care va schimba viața pentru totdeauna. Mă voi întoarce la tatăl meu. Ce decizie grea să te întorci spre cel căruia ai altădată, nu i-ai mulțumit, i-ai întors spatele, n-ai vrut să-l mai vezi în viață, ai vrut averea dezbătută înainte ca să-ți moară tata, nu-i așa? și cu sufletul zdrențuit și cu hainele care reflectau starea interioară, se întoarce acasă. Ce grozav lucru! Tatăl îl așteaptă, aleargă spre el, îl îmbrățișează, îl iartă, îl restaurează și face o mare petrecere în cinstea lui de a înțelege că Dumnezeu te caută și te așteaptă și de-abia așteaptă să dea o petrecere pentru că tu te întorci acasă. Te întorci la Tatăl care te iubește cu o iubire veșnică și pentru ca tu să fii salvat, la dat pe Domnul Iisus Hristos la cruce să moară pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Această dorință a lui Dumnezeu este și pentru tine. Celălalt Dumnezeu revelat în scriptură este Dumnezeul care te caută. Te caută mai mult decât bănuiești. Iată un comentariu al lui Spurgeon. Spurgeon a fost, este considerat prințul predicatorilor secolului XIX. Acesta a locuit undeva în Anglia și comentariul lui cu privire la inima nemulțumitoare sună cam așa. Nu pot spune nimic mai rău despre un om decât că el este. Nemulțumitor față de cei ce i-au făcut bine. Și când acest lucru îl spui cu privire la Dumnezeu, acesta este cel mai mare rău care se poate spune despre el. Și iată cum explică el în mod tipic secolului XIX nemulțumirea omului manifestată față de Dumnezeu. Dumnezeu, zice el, este desprețuit. Ziua lui este ignorată. Cartea sa este neglijată. Fiul său, Iisus Hristos, este refuzat, iar binecuvântările lui sunt uitate. Apoi, spune John, remarcă modul în care noi ignorăm purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Priviți la unii din voi, zice el. Nu v-a lipsit mâncarea niciodată. Când v-ați așezat la masă, ați avut ce mânca. Ați avut mereu un pat unde v-ați putut odihni. Unii dintre voi, din copilărie, ați avut cam tot ce v-ați dorit. Dacă Dumnezeu v-ar trata așa, oare nu ar trebui să-i fiți mulțumitori? Ați avut o mamă iubitoare, un tată care v-a purtat de grijă, ați dezvoltat relații care au crescut gradual confortul vostru. Unii dintre voi, zice el, aveți succes în business, în timp ce alții au falimentat, unii aveți o casă confortabilă, în timp ce alții sunt văduvi, copiii altora au ieșuat. Tu nu crezi că ar trebui să fii mulțumitor? Și continuă el, inimă împietrită, nu te vei înmuia deloc, va ieși ceva milă de acolo? Mă refer, zice el, la cei care au avut parte de îndurarea lui Dumnezeu și care ați uitat să-i fiți recunoscători. Este cazul să vă întoarceți la el cu pocăință. Alții spuneți, eu am avut noroc. Oare ce poate fi mai rău decât atât? Asta da nemulțumire față de Dumnezeu când darurile lui le vezi ca pe un noroc. Da, dar eu am muncit din greu ca să am tot ceea ce am agonisit. Știu că ai lucrat din greu, dar cine ți-a dat puterea să muncești? O, oh, pe mine m-a dus capul, va spune un altul. Cumva v-ați creat singur creierul? Nu ați citit oare în Biblie că omul care vorbește despre sine laudativ nu este înțelepciune lucrul acesta, ci nebunie? Totul, Absolut totul vine de la Dumnezeu. Oare n-ar trebui să-i fim mulțumitori pentru toate binecuvântările sale? Ingratitudinea este primul pas în a se îndepărta de Dumnezeu a omului. Așa a fost pentru Adam și Eva. Dumnezeu i-a așezat în cel mai frumos loc posibil. Nu există un loc exotic unde ai putea să te duci în vacanță și a spus, poți să mănânci din toți copacii, sunt ai tăi, bucură-te de viață. Ai comuniune cu mine, trăiește din plin viața. Radam și Evandrozii au fost nemulțumitori. Extraordinar. Fii atent ce zice Dumnezeu. Putem mânca din toți copacii, numai din copacul cunoștinței binelui și răului, nu avem voie. asta e treabă. Și a început prima pereche de oameni să cultive nemulțumirea. În loc să mulțumească că au o mulțime de copaci și o mulțime de oportunități de, a se, de care se pot bucura, au început să cultive nemulțumirea pentru singurul copac din care nu puteau mânca. Au vrut să mănânce neapărat din ceea ce le era interzis. Și au ascultat de șapta diavolului care cumva spunea primei perechi, ei, Dumnezeu te împiedică, El știe. Că tu ai putea să fii în versiunea ta cea mai bună, ca să mă folosesc de un limbaj foarte comun în societății noastre. El nu vrea să fii ca El. Și a răspuns lui Dumnezeu cu nemulțumire, și de aici consecințele. Dar oare nu cumva același lucru se întâmplă și în viața noastră de familie? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un soț sau cu o soție, cu părinți, cu copii. Vai, și câte calități avem. Nu. În primul rând, fii mulțumitor soțului tău, soției tale, că dintre multele variante te-a ales pe tine. Mă rog, sper că n-a avut gusturi proaste când te ales, nu așa? Și nici tu n-ai avut gusturi proaste când l-ai ales pe el, nu așa? Și avem atâtea binecuvântări în casele noastre. Și câteodată, Începem să fim nemulțumitori cu privire la un anumit lucru, și nemulțumirea aia crește și crește și crește. Și raiul care trebuia să fie în familie se transformă într-un iad. Dragii mei, mutați discuția asta în toate aspectele vieții. Mutați-o în comunitatea în care sunteți, în țara în care trăim nu e așa că avem foarte multe de comentat? Câte lucruri rele sunt în țara asta? Sunteți de acord cu mine, nu? Deja sunteți rezervați acum că... Da, amintiți-vă ce ați spus ieri când ascultat știrile. Da? uite te și la ăsta și vrea să fie președintele meu. Și eu nu vă contrazic. Că... Da, no comment. Ne mutăm mai departe. Dar... Nu e așa că avem libertate? Cei care a trăit în vremea veche, vă puteați permite să spuneți ceva despre Ceaușescu? Să spuneți ceva despre tovarășul, secretarul general al partidului cel mai iubit dintre pământeni și tovarășul academician? Vă puteați permite să ziceți ceva? Erați la pușcărie, da? Vă căuta securitatea. Astăzi poți să scrii pe Facebook ce strece ție prin cap. Nu te urmărește nimeni. N-ar trebui să fii mulțumitor? Mă rog, te urmăresc pe Facebook, sau nu știu exact ce ai vrut să spui. The followers, nu? Câte lucruri avem pentru care putem fi nemulțumitori? Pardon, pentru care putem fi mulțumitori? Da, sunt nenumărate lucruri care pot fi făcute mai bine. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar nu cumva lumea noastră interioară o proiectăm în exterior, când mereu și mereu exprimăm nemulțumire? Punctul 2. Recunoștința primul pas înapoi către Dumnezeu. Dacă ingratitudinea este pasul care ne îndepărtează de Dumnezeu, recunoștința este pasul care ne apropie de Dumnezeu. Pavel spune tot el în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, mulțumiți pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Dar Dumnezeu știe că atunci când suntem mulțumitori, cultivăm o stare de bine pentru noi. Gândiți-vă la pilda, nu la pilda, la vindecarea celor zece leproși. Oameni care trăiau la periferia societății lepra era o boală cumplită atunci. Astăzi, slavă Domnului, că avem tratament pentru ea. Odată ce aveai boala aia, nu mai puteai face parte din societate. Era respinsul societății. Zece oameni disperați aud că Iisus trece pe acolo și aleargă la el Cerându-i vindecare, Mântuitorul le spune cum să o capete și în timp ce se îndreaptă spre locul pe care el, la locul spre care el le-a îndreptat, le-a indicat să meargă, a început să se uite la ei și a spus, wow, fii atent, pielea e diferită. Nu știu dacă a fost vreodată într-o leprozerie, dar e groaznică, da? La tichilește aici lângă noi, acum deja a scăzut semnificativ, dar cu ani în urmă puteai acolo să te vindești de toată nemulțumirea. O, o, singură vizită de o oră, dacă o aveai acolo, te întorceai acasă și spuneai, slăvit să fie Domnul, sunt întreg, sunt sănătos, judec, am mâine, am picioare. Și oamenii s-au văzut vindecați. Și dintre cei zece care erau acolo, unul singur se întoarce și îl caută pe Iisus, îngenunchează și spune mulțumesc. Și Domnul Iisus se uită și spune, dar parcă erau zece. Ceilalți nouă unde sunt? Oare nu cumva noi ne regăsim în această situație de cele mai multe ori? Facem parte din cei nouă, pierzând din vedere că Dumnezeu ne dă daruri bune. Iată ce spune Iacov, capitolul 1, cu versetul 17. Orice ni se, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit sunt de sus. Focându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Recunoștința este mai mult decât un mulțumesc, este o atitudine a inimii. Spre exemplu, în Psalmul 100, în versetul 4, psalmistul zice așa: Intrați pe porți cu mulțumire, în curțile lui cu laudă, lăudați-l și binecuvântați-i numele. Când cineva venea la Templu, în Vechiul Testament. Era acolo curte și primul lucru pe care îl făcea, el intra în curtea aia lăudându-l pe Dumnezeu. Mă rog, pentru mine este așa frumos, mai stau câteodată aici la ușă, să vă salut când veniți și așa o imagine plăcută când vă văd cum veniți în curte cu copii, unii în brațe, unii după dumneavoastră sau singur, depinde de starea în care vă găsiți acum și fetele care vă întâlnesc, vă întâmpină da? și vă spun bun venit și fața aia care se luminează și mi-amintesc, spre exemplu, anul trecut a fost o doamnă pentru prima dată aici cu noi. Eram în același loc și doamna a intrat și zice, domnule, ce e energia asta pozitivă aici la voi? <laughs> ok, zic, sunteți bine venită, Zice, am întâlnit și -o fost învățăt, uh, eleve de a fost învățat, elevă de-a mea, zice, e pe aici pe la voi. Ok, a intrat, la sfârșitul slujbei eram uh, la ușă să dau mâna cu unii cu alții și vine doamna și zice, a fost extraordinar, zice, și n-ați făcut nicio greșeală gramaticală, mă rog, ușor de dedus ce preda, probabil, nu? Zice, i-am spus, Doamne, care m-a invitat, și Doamna este aici, nu te mai mișca în timpul slujbei, nu vezi ce lucruri importante se spun. Oama, Doamna respectivă a fost o singură dată aici și a plecat cu altfel de inimă acasă. Dragii mei, a cultiva o inimă mulțumitoare înseamnă sănătate din toate punctele de vedere. Uitați-vă cât de acre sunt oamenii nemulțumiți. Cine vrea să stea lângă un nemulțumit? Parcă la nu mai sare de lămâie sau lămâie bea tot timpul, nu așa? Nu există niciun lucru bun. Ce a fost astăzi bun? Nimic. Ok. Mâncarea a fost bună. Ei, trebuia să mănânc. Ai văzut că a fost soare astăzi. Ei, și care-i treaba? Acea nemulțumire permanentă. La orga ai cântat prea încet sau prea tare. Chitara nu știu cum s-a auzit. Vocea X n-a fost cel mai bine reglată. Și dă pe din afară nemulțumirea. Nemulțumit de țară, nemulțumit de serviciu, nemulțumit de copii, nemulțumit de soț, de soție, nemulțumiți de Dumnezeu și ne trăim iadul în noi înșine. Eu am avut cel puțin, cât să spun, 3-4 situații când m-am întors din anumite circunstanțe, am întors cu soția și când am urcat în mașină, după ce am părăsit familia respectivă, și am închis ușile, am tras aer în piept și am spus, „Neli, noi suntem în rai. Noi nu ne-am dat seama. Noi suntem în rai. E atâta durere în lumea asta pe care ne-o facem noi înșine. Intrați cu laude, nu cu cârtiri în casele Domnului, nu așa? Cum poți, în al treilea rând, cum poți cultiva recunoștința? Pe păi, odată ce înțelegem importanța ei, este foarte necesar să facem câteva lucruri. Exersează recunoștința zilnic. renunță la gândurile alea negative care te copleșesc. Notează lucrurile pozitive. Începeți ziua rugându-te. Ce frumos este, da? În liniște să-ți iei scriptura, să, zici, să te duci în fața creatorului tău și să spui, Doamne, m-am coborât din pat, respir, gândesc, văd, cafeaua a fost foarte bună, vreau să mă bucur acum de cuvântul tău. Wow! Și în timp ce îl citesc, au wow, razele soarelui care pătrund pe geam, Deja ați numărat câte, câte lucruri bune, numai făcând chestiunea asta. Și apoi citești Scriptura și Dumnezeu îți vorbește și îți luminează mintea și îți dă o altă perspectivă cu privire la viață. Exersează mulțumirea. Privește lucrurile din perspectivă în al doilea rând. Amintește-ți că cineva este în control și nu norul este veșnic, avem noi un cântec vechi, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân pe urmă el. Apoi fii recunoscător pentru fiecare zi. E foarte important zilnic să găsești un motiv de mulțumire. Mi-am că am citit povestea unui pastor care orice slujbă o începea proclamând o mulțumire la adresa lui Dumnezeu o dimineață cu chiciură. Aproape nimeni n-a putut veni la biserică, câțiva curioși au zis, na, să vedem pentru ce o să mulțumească pastorul astăzi. S-a dus în față, a luat microfonul și a zis, Doamne, îți sunt atât de recunoscător că nu toate zilele sunt ca astăzi. Da? Înțelegeți ce înseamnă să cultivi o inimă mulțumitoare? Să vezi că cel de lângă tine îți vrea binele? întoarce-te la revelația specială. Dacă la început am vorbit de revelația generală, cum vreau să te invit la revelația specială. Cuvântul lui Dumnezeu face parte din ceea ce se numește revelația specială. Dumnezeu ni se descoperă aici. Întoarce-te la cuvântul acesta pentru că îl vei găsi pe Isus Hristos, Mântuitorul tău care îți va da viață, îți va ierta păcatele, îți va mântui sufletul, îți va scrie numele în cartea vieții tu vei aparține familiei lui. Câteva exemple de recunoștință pentru lucrurile pentru care de obicei nu mulțumim. Primul, lunile, și, uh, lunile ca zi a săptămânii și diminețele, da? Când sună ceasul. Ah, ce-aș mai fi dorit să dorm un pic. Ce zici dacă mulțumești Domnului și pentru ziua de luni și pentru fiecare dimineață că ai un scop pentru care te poți trezi? sunt alții care nu mai au niciun scop, nu-i așa? Îți amintești în fiecare dimineață ceea ce profetul Eremia spunea, bunătățile Domnului se înnoiesc în fiecare dimineață și lunea se înnoiesc, să știți, adică mâine dimineață. Apoi, fii mulțumitor pentru schimbări și incertitudini. În funcție de tipul de temperament pe care îl ai, poți să te uiți la partea plină sau la partea goală a paharului, nu-i așa? Și asta va face ca orice schimbare să te tulbure, să-ți dea nesiguranță. Ce ar fi să le privești ca pe niște oportunități? Și să cultive această inimă de mulțumire, poate Dumnezeu în situația aceasta vrea să facă ceva special. Creștere și îmbătrânire. Câți de aici sunteți fericiți când sărbați ziua de naștere și realizează că mai adăugați un an la viața dumneavoastră? Slavă Domnului, eu imediat împlinesc 62 de ani, așa că mă laud ca să știți. De... Da, mulțumesc, mulțumesc. Dar mai sunt unii care așa se scapă, zice vai, nu v-am văzut de 20 de ani, ați îmbătrânit. Super, fain, dar ce vrei să fac? Nu, e normal. Slavă Domnului că îmbătrânesc, adică ce vrea să mor la 30 de ani ca să nu îmbătrânesc? este un har că îmbătrânim. Nu știu, înțelegeți lucrul ăsta că este un har că îmbătrânim? Așa că priviți din această perspectivă. Mai gândiți-vă la dragostea care rănește și adevărurile grele. Pentru că până la urmă doar un prieten bun îți spune lucrurile astea. Ceilalți te lingușesc sau dușmanii le exagerează, așa, exponențial, da? Încercări și obstacole. Am putea cultiva mulțumirea și acolo. Da, viața noastră nu este așa, ascend, o pantă ascendentă, tot timpul soarelei pe cer nu vin și vă adânci, ca apoi vârfuri înalte și câteodată ne simțim copleșiți și descurajați. Dar, dragii mei, încrederea în Dumnezeu ne va da forța necesară să trecem peste situațiile grele. Apoi gândiți-vă la diferențe și diversitate. dar cu toții vrem să ne simțim importanți, valoroși, iar asta ne împinge câteodată în a fi în competiție cu alții. Și suntem dezamăgiți atunci când oamenii nu ne așează pe același pedestal cu ceilalți. Dar decât să ne investim timpul, energia în lucrurile astea, mai bine am investit în darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi ca să le perfecționăm. Apoi gândiți-vă la relațiile frânte și experiențele dureroase. Asta te poate face cinic sau te poate face mulțumitor. Poate că am avut alegeri pe care le-am făcut, au fost alegeri greșite și ne-au dus spre zone grele, dar nu uităm faptul că Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi. Chiar și când trecem prin Valea Umbrei Morții, El este cu noi. Și Harul Lui ne poartă din biruință în biruință, slăvit să fie El. Nu știu dacă ați mulțumit Lui Dumnezeu vreodată pentru slăbiciunile și defectele dumneavoastră. E cam greu, nu-i așa? Să mulțumim pentru asta. Dar mi-am că eram, cred că adolescent, am citit o poveste simplă, un grădinar, își vizita florile și a avut un dialog cu trandafirul care arăta superb, mă rog, îndurerat că i-a lăsat niște urme pe mâini cu țepii, s-a uitat la... Și luați dumneavoastră toate florile alea frumoase că acum nu vreau să le descriu. Și undeva într-un strat de iarbă a găsit o albăstrică mică de bea zărea. Zice, dar tu ești mulțumită cu poziția asta? Adică Uite ce e în grădina proprietarului. O oh, zice, o sunt foarte mulțumită, zice. Dacă proprietarul s-a gândit la mine și m-a creat în felul ăsta și a considerat că ăsta e locul cel mai potrivit în care eu pot să-i fac grădina frumoasă, pentru mine lucrul ăsta este o împlinire. Acum, fiecare dintre noi avem slăbiciunile noastre care ne fac câteodată să fim supărați. Cam am vrea să fim ca celălalt. Dar, haideți să închei cu 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9 și 10. Dar el mi-a zis, asta e o rugăciune a lui Pavel, nu mai vreau o slăbiciune în trupul lui. Doamne, e prea mult. Și iată ce răspuns primește de la Dumnezeu. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune. Așadar mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să poată locui în mine. De aceea, și asta e partea care te copleșește, eu sunt mulțumit în slăbiciuni, în insulte, în greutăți, în persecuții și cazuri de dragul lui Hristos. Pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic. Harul lui Dumnezeu ne este îndeajuns. Dragii mei, unii dintre dumneavoastră, ca să nu spun că fiecare dintre noi, va trebui ca astăzi, într-un mod foarte intenționat, să ne ducem la crucea lui Hristos și să ne pocăim pentru nemulțumirile noastre. Pentru că de acolo, din nemulțumirea noastră, a izvorât jignirea lui, ruperea unor relații, asperitățile la care îi fac pe oameni să stea deoparte de noi și noi ne întrebăm de ce ei sunt vinovați. Nu, nu, s-ar putea să fiu eu vinovat. Am uitat că orice dar frumos și de săvârșit vine de la Dumnezeu și aș vrea să avem un moment în care să-i permitem lui Dumnezeu să ne pocăim. Unii dintre noi avem nevoie de Hristos. Numai Hristos îți poate ierta păcatele, numai El te poate mântui, numai El poate să schimbe perspectiva, numai El poate să-ți dea viața, viața veșnică, care este darul Său nemeritat pentru fiecare dintre noi. Dar mă aștept că fiecare de aici avem câteva motive să-i fim mulțumitor lui Dumnezeu astăzi. Mulțumesc, Doamne! Vai ce listă am! Aseară când m-am gândit așa la ziua de astăzi, i-am zis, Doamne, o să încep așa cu o listă cu lucrurile din lumea asta pentru care îți mulțumesc. Și am făcut o listă lungă și apoi m-am mutat pe tărâmul celălalt spiritual. Și am zis, Doamne, când încep să le număr, sunt prea multe, sunt prea multe. Aș vrea să vă invit în această zi exprimați, verbalizați înaintea lui Dumnezeu mulțumirea și plecați acasă cultivând-o. Haideți să ridicați pe picioare să cântăm. Și dacă este în locul acesta astăzi cineva care vrea să spună, Doamne Iisuse, am nevoie de Tine, mântuiește și sufletul meu,